Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de Call of Duty Black Ops. Hai să continuăm de unde am rămas. Le-am luat cheile de la ușă, acum hai să scăpăm din închisoarea asta din Mama Rusie. Ok, am un cuțit, hai că e bine. Ok, să mă duc după Reznov. Că tot ne întâlnim cu Reznov din... Tu bă, pus tot ce mare ui. Sergei. Bă, dar mare mă e. Sergei, Sergei. Bă, dar chiar că e de Vanda de la închisoarea asta aici. Și acum ar trebui să vină colosul ăsta să ne deschidă ușa. Să ne deschidă ușa sau... A. Ce-a luat ăsta, Baros? Ce-a luat topor? Târnăcoap! Ma... With my life. He and us are not so different. We are all soldiers without an arm. Betrayed, forgotten, abandoned. In Forkuta, we are all brothers. Bă, ce s-a schimbat ăsta, Reznov? Și mergem după ăsta. Dă-i cu târnăcopul! Ma, cum l-a luat. Dăm cu Ambarakovul. Sau cum se cheamă? Makarov, așa. Ah, și e aceeași pistoare și o muniție. Am înțeles. Păcat că nu pot folosi două pistoale, era mișto. Și nici ăștia să le ia. Și ăsta nu... De ce nu l-au pus pe uriașul ăsta să împingă? Mason! Over here! The tower is going to rip us to shreds! Have faith on that! Știu să stau în spatele ăsta, ok. O, dar ce urlă ăsta? Chiar că-i teama animalul Sergei. Acum Makarovu. Ce căcăcios e pistolul ăsta, zici că-i mângâie. Dar nu prea mai am gloanțe. Avem mult ăsăște la mitraliere acolo. Hai că împingă aici ceilalți prizonieri. Bine că ne-a rămas fără gloanțe când mă împușcau aia. Ok, nu știu dacă de la mine a bubuit că am tras acolo, dar e ok. Bă, dacă lumea e Reznov ăsta. Nu știu ce s-o fi întâmplat cu Dimitri. Poc! Bă, că a crescut și părul, l-a prins în coadă. Arme, totuși. Mason, climb the tower and support the uprising in the south. Unul care zace mort? A, ăștia-s cu mine. A, și trebuie să-i nimerez pe ăștia. Am înțeles, am înțeles. We have answered her call with
Molotov, ce este, granada? A, molotov. Ok, ăla-i out și mai sunt două ținte. Mă, câți prizoniere sunt închisoare asta în Rusia? Nu înțeleg cum de... Aici în Rusia am sau nu suntem în Rusia? Nici nu știu unde suntem. Dar parcă în Rusia suntem. USSR, mă rog. Mă rog, a ajuns Reznov la închisoare. Ok, încă unul out și a mai rămas pe... A, sus acolo. And the last one. Lansează molotoful. Ăla-i, mă. Stai, mă, ăsta și-a luat mitralieră. A, ok. Doar shotgun-uri. Doar shotgun-uri. Îs bune și astea. A, și ăștia sunt prizonieri. F, AK-47, atât. În sfârșit am și o armă bună aici. A, păi cu ăsta mă joc cu ei, îi fac praf. Ia văd că... A, tot dacă era ăsta. Mi s-a părut că era Thompson din ăla sau cum se chema. Și ăla era bun. Da, bine, deja mai avansat în armament. Dacă am ajuns deja la AK-47... Auci. A bubuit trotineta aia cu 3-4 roți câte avea. Uf, 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 hai. N-am nici glenăzi, n-am. Așa, a bubuit în sfârșit mașina aia, dăm coagulanțe, uite și pe aici. 300 maximul, ok. Bine, aici chiar că e nevoie de gloanțe multe. Ăsta e cu noi? Nu cred. Sofie. Trageți bine ăsta oare? Nu cred. Abar n-am ce-o fi cu ăsta. Să zicem că o fi cu noi. Hai, dar după Reznov. Ce-a făcut? L-am legat de țeavă? Ok. Deci nu era cu un elicopterul. Bun. Ah, am jucat prin 2014 parcă jocul, dar nu mai țin minte mai nimic. Și am jucat foarte puțin, cam până undeva pe aici. Cam până unde moare Sergei. Ups, spoiler alert. E, las oricum vedeți în episodul aici. Ui, cu grenade launcher ăsta. Ok, văd că am lag. De ce am lag? Te-ai oprit, gata? Hai să ocolez zona asta, că văd că pe aici am măia cu lag. De ce îmi face așa? Gata? Da, nu știu, perimetrul ăla pe acolo, văd că-mi frame... Îl lăguiește ăsta, nu mai e de frame-uri. Gata?
Ține-o, Serghei! Las drobii pe Serghei. E că mișto cum de l-am găsit pe Reznov. Știi, aici parcă mi-au muniție, nu? Sau? Hai mai repede, Reznov, hai răbătrâne. Ce vrea să facă ăsta? Aruncător de flăcări? Nici el a venit forțe speciale, spre o trăgeam în el cu acau și nu mure. Bun, deci au venit ăștia cu forțe speciale, tocmai de aici mă dă, serios. Ce ar mai aveam? Shotgun, aha. Nici nu-l folosesc, văd. Ok, că aștept să intrește și bombardez. Și... A murit iarăși, păcaței. Și armă de acolo, de pe scări. Cred că da. De ce ziceam? Haide, încarcă. Va, mai bine stau acolo și îmi pușc. Sau să trag ușor, dar nu, le dau cu AK-ul la cap. AK-ul e cel mai șmecher. Acum burtă ăștia pe frânghii? Sau să... Au coborât, ok.
de dracu sunt ăștia cu armuri pe ei, cu firea rai dracu. Te-ai bugat aici, serios? Acum s-a buguit. Așa, bun, s-a dezbuguit. Da, devine ce în ce mai greu jocul. Ce ăștia pe unde o să vină? Pe jos, pe aici? Hai mă, tai acolo, Reznov. Ok, mai avem prizonieri pe partea aia. F, dă-mi co- O să ne distrăm acum. Ne-au gazat, ce-au făcut? Hai mă, helpuiește-mă! Ia-mă de aici, Reznov! We do not have much time. We descend to the hypocritical decadence of our Kutus leaders. Place the key to step 8. Freedom. Okay. Parcă aș fi la Modern Warfare, de că și acolo aveam ceva de genul ăsta. Numai că erau snowmobile, nu erau... Acum trebuie să conduc băgameș. A, văd că pot să trag cu shotgun, serios? Nu puteam să-mi fi dat un... Mai bine, îmi dădea un pistol cu shotgun-ul așa. Direct acum vezi, all you have to do was follow the damn train. Dar mai și trage drept al dracu unde trebuie. Trag ăștia cu mitraliere, zici că stai din Far Cry 2. Far Cry 1, pardon. Ok, și acum hai da, machine gun. Cu ce l-a scos pe ăla? Dă-mi cu mitraliera, ha-ha! Și acum sărim în tren sau ce trebuie să facem? All you have to do was follow the damn train. De ce, Reznov, de ce? S-a răsturnat, cred, parcă. Și cam aici s-a încheiat și cu Reznov.
E, măcar ne-a dat nouă libertate, Reznov, măcar atât. Dar ce-o-i făcut Dimitri, că nu știu. Da, sigur l-au omorât, imposibil să fi scăpat. Să înțeleg că acum o să ne trimită ceva mai... În sfârșit, așa a spus Skip. Păi cred că ajunge că am filmat, presupun, nu știu. Scos ne trimit ăștia. Pentagon? Sau? Da. 1963. Frumos an. Încheiem aici că deja ce cât am filmat, am mai făcut un capitol. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste, dați câte un cap în gură, butonul de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!